Hello, dragii mei, bine ați revenit pe canal. Nu știu ce se întâmplă în dimineața asta, dar parcă mă paște o răceală, de parcă nu erau destule în ultimele săptămâni, dar poate îmi revin pe parcursul zilei. Ce-i drept e că merge centrala foarte des și aerul e foarte uscat în casă și ne-ar trebui un umidificator ca să aducem puțină umiditate în aer, că e uscat și se simte, în special dimineața. Să sperăm că nu e răceală. Astăzi facem un clip, sper eu, interesant, în care vă arăt cum se prezintă o zi din viața mea ca student la arhitectură în ultimul meu semestru de la universitate. Este așa un clip și pentru voi, dar și pentru mine, ca să-mi rămână amintire că ăsta este ultimul semestru și programul meu e destul de ciudățel, pentru că mă duc doar 3 zile pe săptămână la școală și asta, ziua de luni, fiind cea mai plină. Am două clase, prima o încep la ora 10 și se termină la 12:40. Este un elective în care studiem tot felul de desene făcute de arhitecți americani latini și după, de la 2 la 4, am studioul. Astăzi e o zi așa și așa, pentru că am de făcut două prezentări. Ambele sunt la alte proiecte, deci se numesc Precedent Studies în engleză. Apropo, pentru cei care sunteți noi aici, eu studiez arhitectură la IIT în Chicago. Și ăsta este al 6-lea meu an. Și de asta poate o să auziți anumite cuvinte în engleză, nu pentru că îmi place această romengleză sau că am eu o atitudine că mi-am uitat limba, ci pentru că nu am avut de-a face cu arhitectura în România deloc, eu am făcut pedagogie și s-ar putea ca acele cuvinte eu chiar să nu le cunosc în limba română, adică chiar nu știu cum sunt traduse în limba română pentru că le-am învățat direct în engleză. Așa că o mică paranteză, la ambele clase am avut de făcut un studiu de caz, la una pentru elective am studiat o casă care se numește The Treehouse, casa din copac, făcută de studioul Guilherme. Foarte interesant studioul, e prima dată când aflu de el, nu am mai întâlnit vreun proiect de-a lor, deși sunt niște oameni foarte talentați. În special website-ul, cum e făcut și atitudinea arhitectului, se vede că e artist, în primul rând, înainte de toate, se identifică ca artist și asta se simte mult la o persoană care lucrează în domeniul arhitecturii, în clipa în care într-adevăr este artist, îți dai seama. Apoi al doilea studiu de caz, cel pentru studio. Studioul este cea mai importantă clasă în arhitectură. Petrecem împreună 12 ore pe zi, suntem 15 colegi în medie și avem un profesor care este în general un profesor de arhitectură, dar în general cineva cu foarte multă experiență în spate. Semestrul acesta am o profesoară foarte inteligentă, este mai în vârstă și tocmai asta îi oferă așa o experiență vastă de viață, dar ce îmi place cel mai mult la ea e că e foarte, foarte pozitivă. Zâmbește mereu, îi place mult de tot lucrul de mână, și orice ține de confecționat, colaje, desene așa simple, e foarte artistică. Deci îmi place, e exact pe sufletul meu și cu ea am ambele clase, și prima clasă și a doua clasă, cea de sketch. Așa că pentru studio am de făcut un studiu pentru München Guard School, un proiect de Arm Jacobsen din Danemarca. Și ambele sunt gata, însă eu acum cu o oră înainte să plec de acasă, de fapt cu o oră jumate, doar că acum am început vlogul și mai pierd câteva minute și cu asta, mai am de făcut un desen sau două pentru primul caz, pentru casa din copac, care o să vedeți că nu are nicio legătură cu ce vă imaginați voi când auziți căsuță în copac. Este un proiect excepțional și chiar profa nu știa. Și a fost uimită când i l-am arătat acum o săptămână ca să-mi confirme că e ok să-l studiez, pentru că mi-a plăcut foarte mult arhitectul și proiectul. De-aia am avut de ales arhitecții, dar ea ne-a dat țara. Și acum au Brazil sau Uruguay. Și eu am ales arhitectul ăsta din Brazil, oricum nu știam nimic despre el, și mi-a plăcut mult de tot. Tot conceptul, proiectul, website-ul lor, toată povestea firmei. Așa că asta este o mică recapitulare cu ce o să se întâmple astăzi. Mergem și la școală, nu vă temeți, mi-au și GoPro-ul și vă filmez una alta pe acolo. La școală, ce-i drept, tind să filmez mai mult cu telefonul,
pentru că nu e atât de intimidant și nu dă de bănuit la nimeni, nu deranjează pe nimeni, așa că o să o iau așa. Vă spun mai încolo și cum merge cu studiul meu de caz despre Calea Victoriei, care a început așa greoi, dar cred că se duce spre ceva și e mai greu decât m-am gândit inițial. Dar o să vă povestesc. Acum mă apuc de treabă. Ca o mică paranteză, am vrut să vă mulțumesc mult de tot la toate comentariile pe care le-am primit săptămâna trecută. Săptămâna trecută am lipsit. Normal, noi punem două clipuri pe săptămână și multe shorturi. Cel puțin așa a fost în ultimele 3, 4, 5 săptămâni și mi-a plăcut mult de tot flow-ul ăsta și programul, însă de 2 săptămâni, de când a venit frigul ăsta crunt în Chicago, eu am fost la pământ. Migrene în fiecare zi, care iau algucalmin, ketonal, ibuprofen, că le tot schimb și trec de la un, să zic, nivelul 9 durerea la un 6, adică niciodată nu trec de tot. Și să nu începeți să-mi scrie scenarii așa de groază în comentarii, pentru că nu mă ajută deloc. Adică am fost deja la câțiva neurologi, se întâmplă chestia asta de 6 ani, cam așa, probabil 6 ani intens se întâmplă, dar e de mai de mult timp de când am dureri de cap, însă așa cronic de vreo 6 ani. Toamna și primăvara este belea, plus luna august, luna aia în care e cel mai cald în Chicago. Și sunt la pământ cu totul. Acum m-am programat la un nou neurolog, de data asta la o doamnă doctor. Până acum am fost la domni doctor și ea este și de naționalitate din Mexic. Și am zis, hai să încerc măcar o altă naționalitate, poate are o altă idee și o gândire în spate, pentru că are review-uri foarte bune. Oricum, neurologii la care eu am fost, toți erau de top, toți aveau foarte bune review-uri, pentru că nu vreți să știți cât sunt cu review-uri proaste. Că asta e o problemă, că de fiecare dată când vrei să mergi la un doctor bun, bun, măcar review-urile să fie bune, trebuie să aștepți de la o lună, două, trei, unii au 6 luni așteptare. Și dacă vrei să mergi mâine, mergi la un doctor care s-ar putea să aibă o stea. Asta e problema. Și să nici nu te asculte, să-ți vorbească ca la un gunoi. Așa că pe 20 și ceva februarie o să merg la doctor, la un nou doctor, neurolog, pentru că cel trecut vroia să mă umple de medicamente și n-am mai suportat gândirea asta că să fiu îndopată cu tot felul de medicamente care pe o parte îmi făceau bine, pe o parte îmi făceau rău. Dar da, asta a fost așa pe scurt, ca să înțelegeți de ce mai lipsim. Sunt pur și simplu motive de sănătate, din păcate. Bun, îmi continui cafeluța, avem aici și pornesc calculatorul și mă apuc să termin proiectelul pentru casa din copac, cea din Brazilia, care este de o frumusețe rară. Mai am un singur lucru de făcut, să desenez puțin peste floor planul făcut de băieții ăștia de la Studio Guilherme și vreau să indic exact puțin circulația prin clădire, cum te miști, pe unde intri, unde sunt zonele pentru odihnă, unde avem bucătăria, zona de mâncat, sufrageria, practic zona în care trăiești și zona în care te odihnești. Și zona de exterior, pentru că clădirea asta vine cu o piscină absolut superbă și asta încerc să fac acum repede, înainte să plec, e deja ora 8. Prima dată o să fac floor planul ăsta, apoi mai am
parterul, cum ar veni, unde au doar zonele unde intri și urci cu liftul, ori cu scările. Cel puțin așa identific eu aici că ar fi un lift. E foarte dificil uneori să-ți dai seama, mai ales la proiectele astea care nu sunt super, super populare și n-au fost studiate de o grămadă de alți arhitecți, să identifici toate lucrurile pe care arhitectul le-a pus într-o clădire. Pentru că nu pune nimeni 100% toate informațiile despre proiectele respective. Așa că asta încerc să fac acum. Și din câte îmi dau seama, are și ceva zonă de relaxare. Aici o fi un walk-in closet. Dar nu-mi dau seama exact ce e aici. Nu pot să-mi imaginez ce ar putea fi. Aici o zonă de mâncat, dar cred că asta e deja afară. Au niște pereți care se pot deschide. Pereți flexibili care se pot deschide și închide. Așa că e un pic greuț să identific toate zonele. Nu e nicio problemă, termin asta repede. Aș mânca ceva rapid înainte să plec, pentru că până la ora 12:40, când mi-am pus eu mâncarea cu mine, e ceva timp. Și de obicei folosesc tableta, chiar dacă o variantă bună ar fi și Photoshop, dar în cazurile astea tableta e foarte, foarte rapidă comparativ cu Photoshop-ul. Și acum o să mă uit să văd ce culori mai am pe prezentare, ca să încerc să fie totuși într-un ton. Și o fac așa mai mult ca și când ar fi vopsită cu pensula. Cel puțin în ultima vreme îmi place mult așa vibe-ul ăsta de pensulă. Dar da, cam asta fac eu înainte să plec la școală. Mai rezolv rapid ultimele lucruri pentru temele pe care le am în ziua respectivă. De obicei le-am pregătit din timp, dar uneori mai îmi rămân mici lucrușoare de rezolvat. Gata, suntem în mașină, am pornit, păsățelul să se încălzească și mergem spre școală. Sper să nu crească timpul, pentru că iarăși am plecat destul de târziu până mi-am luat tot ce îmi trebuia și de filmat și pentru școală și mâncare, pachetel, tot. S-au făcut 9 și 18 și eu trebuie să fiu acolo la 10. Momentan arată 33 de minute, dar mie mi se pare un pic dubios. Dar sper eu, pentru că e zi de luni, poate mulți stau acasă și lucrează de acasă remote și am noroc. Sper să fie atât, să nu crească, că uneori pornesc și la mijlocul drumului se face coadă sau accident și rămânem blocați acolo, dar pornim spre școală la prima oră de la ora 10, cea despre sketch, un elective care ar trebui să țină până la 12:40. De obicei ne lasă mai repede, dar de data asta nu cred că o să ne lase, pentru că avem de făcut prezentări și de obicei ne tot lungim, că suntem mulți în clasă și până prezintă fiecare e mult. Dar da, m-am pregătit, suntem gata, hai să mergem, am pus și GoPro-ul, vă filmez un pic și pe drum. Shiny lights and purple sky, everything's so bright. Kitare wa sachi gamiya. Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. Mam chusu of sachi gamiya. Oh, I'll take you to the moon. Come on up, enjoy your just be ready to enjoy your night. Nu am întârziat, dar nici nu sunt foarte punctual. Nu știu, nu mă pot învăța cu traficul ăsta. Știți deja clădirea, că am mai filmat-o, renumita clădirea lui Miss. Aici am primul curs, cât și studioul. Deci toată ziua mi-o petrec în clădirea asta, de la 10 până diseară la 6, cu o pauză de oră și ceva între, undeva pe la ora prânzului, și sper atunci să reușesc să mănânc. Avem aici o expoziție de a studenților din anul 5 și master. Undeva pe aici și proiectul nostru despre poliție, pe care l-am avut semestrul trecut, dar am vrut să vă arăt așa puțin vibe-ul. Le-am pus pentru că am avut un invitat special în campus săptămâna asta,
un arhitect și am vrut să-l impresionăm. Mai mult profesorii, bineînțeles, dar ideea e că a ieșit o expoziție tare frumoasă cu tot felul de proiecte din studiouri diferite. Unele sunt rezidențiale, altele comerciale, industriale, avem chiar și zgârie nori. Acolo în partea aia sunt zgârie norii. Deja o parte din studenți și-au luat lucrările și unele s-au mai și dezlipit pentru că ieri a fost expoziția. Dar e frumos. Uite, tot felul de proiecțele. Aici, de exemplu, Pixels. Este un hybrid mixed development. Foarte interesant. Și vedeți aici machetele, lumina asta frumoasă, în sfârșit avem și noi puțin soare, că n-a mai fost soare de o lună. Nu știu de când a plecat socrul, pentru că a fost în vizită la noi de sărbători, nu am mai avut soare. Am ieșit puțin afară, încă bate vântul, nu mi-am mai luat geaca, vreau să fac așa câțiva pași, dar nu e frig, sunt undeva la 3 grade și e mult mai ok. Plus că în sfârșit avem soarele pe cer, nu vine să cred că am șansa să mai văd soarele și mă bucur că e cerul senin. Parcă astăzi mă și simt un pic mai bine. Cum dă soarele, cum parcă starea mea psihică și fizică e ceva mai bună. Am avut prima clasă, am avut și prezentarea, acum urmează să mai fie o prezentare pentru studio, care studioul ține 4 ore, dar am o oră înainte să mă mai pregătesc, să mănânc prânzul. Mi-am adus cu mine quinoa cu legume, pe care am gătit-o ieri și asta e, asta o să fie prânzul meu și următorul program pe 5 ore. Cam asta e. Sper să terminăm mai repede ca să ne lase profa să mergem acasă, cu oricum traficul infernal și mi-a o oră de condus. Vreau să vă mai spun că îmi caut intensiv de muncă. Am aplicat la o grămadă de joburi, la asta am lucrat în ultimele săptămâni și inițial, înainte să apară probleme de sănătate, de asta am și lipsit din online puțin, pentru că mi-a luat cam 5 zile să-mi termin portofoliul, CV-ul și tot ce am de pregătit ca să pot aplica și apoi, bineînțeles, aplicarea în sine. Mi-a luat mult, mult timp să încep să caut firme mai întâi unde aș vrea să lucrez și să aplic și acum aștept răspunsuri. Între timp a apărut și o oportunitate de la un profesor, nu pot să vă zic informații că sunt prea private și nu au ce căuta în online, dar poate că și acolo iese ceva. Dacă ar ieși ceva, ar fi efectiv așa, un miracol de sus și în același timp un răspuns la tot efortul meu pe care l-am pus în ultimii ani și dorința mea de a mă apropia de oameni, pentru că nu mai așa o să fie. E genul de companie unde nu ajungi decât după mult timp de experiență, ori dacă ai pe cineva acolo. Așa că aștept. Sunt entuziasmată pe partea asta, dar parcă nu reușesc să mă bucur de partea asta profesională din cauza că sănătatea mea e șubredă. Dar asta a fost așa ultima perioadă și entuziasmată pentru finalul de școală, dar și super temătoare pentru că nu știu ce o să fie cu locul de muncă, pentru că aici locurile bune de muncă nu prea sunt. Și care sunt date prin conexiuni. Și conexiunile sunt greu să ți le faci venit proaspăt în America, fără prea multe relații și așa mai departe, dar o să fie bine. My glasses on, sunny day.
cam așa arată seara. Ora 5 și jumătate. Mă duc spre mașinuță în parcare. Care, apropo, parcarea nu e gratuită. Deși plătim o groază de bani pentru școală, și anume școala mea costă 54.000 de dolari pe an, parcarea este 260 de dolari pe semestru. Deci dacă vrei să parchezi în campus, ceea ce este indicat pentru că suntem în Southside Chicago, scoți 250 de dolari. Și acum văd că cam așa, nu e chiar atât de întuneric. Trecem pe lângă apartamentele studenților, acolo trece și trenul și ajungem într-una dintre parcări. Că sunt mai multe parcări în jurul campusului și uite o chestie interesantă, ăsta este un pol de emergency. Deci dacă ai vreo problemă, poți să suni direct și vorbești cu security de acolo. Și sunt obligați, după norme, să le pună tot din nu știu cât metri. Gata și școala pe ziua de azi. Este ora 5:44 și am verificat deja traficul. E așa și așa. Am de făcut 44 de minute până acasă. Sper să nu mai crească între timp până când ajung eu pe autostradă, dar asta e situația în fiecare zi la ora asta, e jale. Aștept să se încălzească puțin mașina. Afară sunt 2 grade. Mi-am purtat și încălzirea în scaune pentru că am degerat puțin, mai ales că la noi în Crown Hall e foarte, foarte cald și atunci când ieși afară ai așa un șoc. Nu, arată 43 de minute. Uite, cam așa e acum ecranul. 43 de minute. I tell you what I see. You are still here with me. Everything looks better when I'm looking through this colored lens. Uite cine a ajuns prima acasă și cine face cina. Cine ajunge prima acasă face cina. Corect. Asta e deal-ul la noi în casă. Și astăzi am ajuns eu primul și am făcut ceva rapid, așa studențesc, mâncare studențească. Ce ai pregătit? Am tras un pui, un piept de pui la tigaie cu niște unt, în unt așa l-am tras, puțin rozmarin și puțin ardei iute uscat, crush. Un pic piper, iute, da. Puțin iute, piper, sare după gust. După aia am pus legumele la fiert, doar un minut, două, ca să le dezghet și să le dau așa o lovitură. Și acum legumele le-am adăugat aici împreună cu cărnița, le las să se adapteze, este un cuvânt anume pentru treaba asta. Să se omogenizeze? Așa, dar este un cuvânt în partea culinară pe care îl folosesc bucătarii. Nu mai știu cum se spune. Lăsăm puțin să respire, să se așeze și aia e. Uitați aici minunea, delicioasă. E a doua zi dimineața și am zis totuși, măcar în încheierea vlogului, să vă salut și să vă mulțumesc că ați fost până aici. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Am fost puțin și pe la școală, v-am făcut și update-uri, v-am spus și de ce am lipsit săptămâna trecută și dacă vreți să fiți mai la curent cu ce facem sau ce mai postăm, dați-ne un follow și pe Instagram. Și că tot vorbim de Instagram, a fost așa o revelație, să zic, în ultima săptămână sau chiar două săptămâni, pentru că am avut două clipuri virale. Un clip a fost undeva la 140.000 de view-uri, iar celălalt pe la 110.000 de views, ceva de genul. Și am fost șocată puțin de grămada mare de oameni needucați, ca să nu-i numesc altfel, și mult hate pe care l-am primit. Eu sunt călită cu hate-ul, comentariile, injurile, cuvintele urâte adresate mie sau lui Ionuț, pentru că suntem pe YouTube de ani buni. Dar parcă, cum a fost pe Instagram săptămâna asta, nu am văzut în 5-6 ani sau de când suntem noi pe YouTube la un loc atât de mulți oameni care să te înjure și să-ți ureze de bine, între ghilimele, n-am mai întâlnit. Și cumva chiar mă gândeam, băi, bine că s-au dus astea două clipuri virale sau mai bine nu ne trebuia nimic de genul ăsta. Și cumva abia am așteptat să fac vlogul pe care îl vedeți acum, doar ca să pot să citesc comentariile voastre. Pentru că aici e comunitatea noastră faină și oamenii pentru care
ne dăm silința tot timpul să postăm și facem efortul ăsta să creăm conținut. Pentru că săptămâna asta a fost așa, tot timpul m-am gândit, băi, dar mi-a trebuit mie să postez clipul ăsta ca să-mi primesc genul ăsta de hate la un clip unde pur și simplu spun cât e de tare că se pot cumpăra mici românești într-un zgârie nord din Chicago, sau un clip în care pur și simplu ne arătăm camionul nostru așa cum e el, pentru că e camionul care alături de Ionuț ne pune pâinea pe masă. Pur și simplu filmăm cum am filmat cum se pornește pe timp de iarnă. Două clipuri total inofensive și care au primit atâta hate că am fost șocată. Și iarăși mi-a mai pus așa un semn de întrebare și de algoritmul acestor platforme, YouTube, Instagram. Mi se pare interesant cât de repede merge un clip viral în clipa în care apar multe comentarii controversate. Pentru că dacă pui ceva frumos, aceiași oameni sunt prezenți, nu merge viral. Dar în clipa în care e ceva controversat, unde lumea începe și se ceartă între ei, pentru că la un moment dat noi nici n-am mai răspuns la comentarii, ci oamenii își spuneau unul altuia, se certau între ei, clipul merge viral. Și la Instagram îi place, hărmălaia asta, ca să nu spun altcumva pe românește, și toată harababura asta care se creează în cele două clipuri. Și a fost așa un pic, nu știu, mie mi-o cam displăcut săptămâna asta, cu toate că ar fi trebuit să fiu super happy când s-au dus aceste două clipuri virale, mai ales că eu eram cu starea mea să mai citesc comentarii de genul ăsta pe care nu ți le-a cerut nimeni. A fost tristuț. Și da, am vrut așa să menționez că poate unii dintre voi ne urmăriți și pe Instagram și ați văzut și voi fenomenul ăsta și mi s-a părut un pic, pentru mine a fost un șoc. N-am mai pățit până acum, mai avem așa comentarii de hate, dar sunt așa răzlețe, din când în când câte 1, 2, dar nu așa cu zecile și fără nici un pic de perdea, direct în față, că meriți, că nu meriți, or fost spuse. Da, asta a fost săptămâna trecută pe Instagram și nu știu ce o să mai fie în continuare, dar vă mulțumim dacă ne urmăriți și acolo și aici și ne sunteți alături. Nu toți au o comunitate atât de faină și așa de încurajatoare în comentarii pe cât avem noi. Așa că asta a fost o bucurie, cel puțin să realizez după ce am citit 10 de comentarii minunate. Eu ce să zic, vă doresc multă, multă sănătate, chiar vă doresc din suflet multă sănătate și ne vedem cât de curând cu un nou vlog. Sper să nu mai lipsim, sper să ne fie bine și să ne auzim cu bine. O să vă povestesc în următorul vlog cu siguranță și de studiul cu Calea Victoriei. Nu cred că am mai apucat în vlogul ăsta, pentru că sunt multe lucruri care se întâmplă și n-apuc să le pomenesc pe toate, dar e interesant și studiul cu Calea Victoriei și totodată vreau să vă spun tot așa pe ascunsiș, că nu pot să vă spun direct din motive de privat pentru firma respectivă, dar să știți că am primit o veste bună ieri în timp ce eram la școală și urmează să fac niște demersuri pentru o companie și nu știu dacă o să iasă, puteți să-mi țineți pumnii, să spuneți o rugăciune pentru mine, dar dacă iese o să fie așa, chiar ceva wow. Dar atunci când am vorbit noi de eram afară la copac, nu știam încă nimic, sigur. Însă, acum mă pregătesc zilele astea să-mi refac un portofoliu, pentru că mi s-a cerut portofoliu de 3 pagini maxim. Portofoliul meu are 40 de pagini și trebuie să scriu și o scrisoare de intenție și să vedem ce o să iasă. Eu sper să iasă, pentru că ar fi o oportunitate, nu știu, 1 la 1 milion acum la începutul carierei și mi-ar face o mare plăcere să fac parte din compania respectivă și mai ales în echipa în care aș putea să fiu. Acum o să vedem. Dar oricum am vrut să vă spun că să încheie așa vlogul ăsta care a început un pic negativ cu ceva pozitiv. V-am pupat și ne vedem cât de curând cu un nou vlog. Pa, pa!